apă mare din nou? Cum să nu fiți într-un loc inutil între 1 și 10 iulie 2021? Tocmai am experimentat vestea inundațiilor mari. În aceste zile, relația fatală cu Saturn-Uranus a fost întărită de relația și mai negativă a lui Uranus, Saturn și Jupiter cu planetele uraniene. Acestea sunt Poseidon, apă mare, furtună, evenimente pe apă, și Admetos, geologie, explozii subterane, căderea de la o înălțime adânc în jos, distrugere, distrugere completă. Eclipsa ne informa că toate necazurile și cataclismele din natură, principalele conflicte mondiale vor apărea din cauza apei dulci. Va exista dorința diferitelor state de a tăia apa vecinilor lor, construirea unor baraje, noi canale, demarcarea frontierelor maritime și ostilitatea ireconciliabilă în jurul acestor probleme. Se pot întâmpla și lucruri mai grave, cum ar fi ciocnirile militare pe mare, ruperea barajelor sau detonarea deliberată, inundarea unor zone întinse. Iulie 2021. În prima decadă a lunii iulie, pe cer se formează o mare cruce cu participarea lui Uranus, Poseidon, Saturn și Marte. Poseidon în Scorpion înseamnă apă mare, inundații, furtuni, taifunuri. Poseidon este mai agresiv decât Neptun. Marte în Leu este un foc mare. Saturn în Vărsătura prinde focul, intensifică vânturile. Iar Uranus este Pământ în semnul Taur și provoacă distrugerea pe Pământ. Marte va face un aspect cu Poseidon pe 3 iulie, cel mai negativ impact între 2 și 5 iulie inclusiv. Careul exact al lui Marte va fi pe 4 iulie, cea mai puternică influență între 1 și 8 iulie. Adică identificăm 2, 3, 4, 5 și 6 iulie, drept cele mai periculoase zile în care merită să avem grijă, pentru că merită să ne pregătim din timp. Vor fi implicate toate cele patru elemente, foc, apă, aer, pământ. Ne putem aștepta la repetarea dezastrelor naturale cu participarea apei mării, din nou în regiunile sudice ale țării și a inundațiilor în nord. De asemenea, la scară globală există pericolul unui cutremur mare, al izbucnirii ostilităților, al conflictelor legate de resursele de apă sau al accidentelor care implică flota. Întreaga prima decadă va fi extrem de nefavorabilă pentru navigație. În această perioadă va fi extrem de periculos să ne aflăm în locuri de divertisment, pe plajă, pe stadion, în sala de jocuri, deoarece pot exista revolte, huliganism sau incendiu, explozie, posibile conflicte cu oficiali guvernamentali, accidente care implică copii. Copiii ar trebui supravegheați în special cei născuți sub semnul leului, scorpionului, taurului și vărsătorului. Nu-i lăsa să meargă singuri la plajă, în locuri de distracție. La locul de muncă putem întâlni în mod neașteptat grosolănie, aroganță sau cruzime a oamenilor celebri sau de rang înalt, sau cu atacuri agresive din direcția lor. În ceea ce privește sănătatea, prima decadă va fi o perioadă extrem de neplăcută. Marte în Leu este inima, Saturn în Vărsător oasele, Uranus în Taur înseamnă o boală infecțioasă și starea de rău augur din Scorpion, Antares, va spori toate aceste negative. Axa Taur-Scorpion este axa catastrofelor, care, în contextul lui Poseidon activat, capătă o importanță amețitoare din partea elementului apei. Înotul în lacuri trebuie amânat până pe 10 iulie. Cum ar trebui să se comporte semnele zodiacale? Semne de foc, berbecul, leul, scorpionul, pot fi ispitiți de fiorul condusului, al cursei auto, al sporturilor periculoase, iar acest lucru poate provoca accidente. Aceste semne vor fi sub influența lui Marte fierbinte, impulsiv, neîngrădit. Taurul, leul și vărsătorul sunt semne care ar trebui să fie extrem de atente în zilele indicate în absolut orice. Semnele apei, pești, scorpion, rac, ar trebui să evite să fie aproape de apă în aceste zile. Semnele de aer, vărsător, gemeni și balanță, nu ar trebui să plece într-o călătorie, dacă este posibil. Iar semnele de pământ, taur, fecioară, capricorn, să evite să contacteze boli infecțioase. Deci, prima decadă a lunii iulie va fi o perioadă proastă pentru noi începuturi, începerea unei afaceri, tranzacții financiare, angajare și schimbarea locului de muncă. Pentru vizite de afaceri, apeluri către șefi, oameni de rang înalt sau celebri, vizite la instanțe oficiale. Pentru vacanțe în familie, excursii pe apă și călătorii, sărbători de familie. Pentru exerciții fizice, antrenament, drumeții, competiții sportive, participarea unor sporturi riscante, sportivii trebuie să fie extrem de atenți. Pentru întâlniri de dragoste, declarații de dragoste, nunți, mutarea într-un nou loc de reședință pentru o persoană dragă. Mult noroc și nu uita să dați click pe butoane!